Foarte frumoasă tehnologia asta, dar eu cred că Dumnezeu le-a dat oamenilor tehnologia asta, numai că cei mai mari, unii oameni, nu prea acceptă ei toată tehnologia care ar aduce un bine planetei, bineînțeles. Hai nu zic că și din trup trebuie să ieșim, dar să distrugem așa toată planeta. Ne facem noi plăcerile, nu știu ce plăceri și conturi umflate, că până la urmă sunt niște hârtii și bani ăștia. Deci că e rău dacă nu ei, dar sunt niște hârtii care se duc, înțelegeți? Și omul cum moare și ăla bogatul și ăla săracul nu e nimic după el, ci doar faptele lui. Dacă a fost lacom și e scroc, unde credeți că se duce? Mi-e milă de el că se duce, el n-are ce să facă. E cuvântul scris și nu poate să treacă peste el. Acum să vă zic de misiunea extraterestrilor pe Pământ. Deci sunt extraterestri de două feluri, buni și răi. Cei buni sunt la Dumnezeu care să ne ajute în misiunea noastră, fiecare avem câte un înger bun. Toată treaba e ca să ne rugăm și să îl chemăm la ajutor dimineața, seara să îi mulțumim pentru ajutor. Dar mai sunt și extraterestri mai de rea credință care ne ispitesc pe noi să încălcăm cuvântul Dumnezeu. Ne momesc și au făcut aici lucrare lucrare mare și pe Pământ, pe planeta noastră. Au preluat controlul, Dumnezeu ne-a atenționat că diavolul a coborât pe Pământ. Și dacă diavolul a coborât pe Pământ, ce credeți că face diavolul pe Pământ? Intră în inimile oamenilor și locuiește acolo. Ați văzut de curând și pe la știri că cineva a tăiat, bărbat a tăiat soția se despărțise, că el era rău. Dacă o bătea și era dur cu ea, ea s-a hotărât să despartă și dracu a intrat în bărbatul ei, sau fostul bărbat, dacă fi băgat divorțul, și i-a luat gâtul. Ce să mai a tăiat-o cu nu știu câte lovituri de cuțit. Dar cine a făcut lucrul acesta? Dracu, înțelege? Deci trebuie să avem mare grijă că dracul intră înăuntru nostru și ne preia controlul când nu ne așteptăm. Ați mai auzit? Am uitat să vă zic, am trecut și eu până experiența asta. Și mă rog la Domnul să mă păzească, înțelegeți? Păi e luptă mare aici. E luptă mare cu dracii ăștia, înțelegeți? Că mântuirea ne ajută Dumnezeu, e individuală. Dar trebuie o leacă de hotărâre și o hotărâre și să nu le dăm noi acceptul la dracii ăștia în viața noastră. Ei toată ziua ne ispitesc. Ai fa așa, fa așa, fa așa. Chiar dacă nu mă ispitește pe mine prin gândul meu, dar vine prin soție, înțelege? Cum venea, a venit prin soția lui Iov și i-a zis, păi tu ești plin de bube și blesteamă pe Dumnezeu și mâine. Ați văzut cum a lucrat dracu prin ea? Dacă era o femeie înțeleaptă, trebuia să-l întărească și pe el, să-i spună să aibă răbdare, să-i mulțumească lui Dumnezeu. Nu să vorbească ca o femeie nebună. Așa se întâmplă și în zilele noastre și misiunea lor este ca să încălcăm legile lui Dumnezeu, ca mai târziu să mergem la judecată și să mergem cu el în iad. Deci fiecare dintre noi avem lupta aceasta. Când vin gândurile rele, sunt ca valurile care bat într-o barcă și trebuie atunci să avem putere să ne potrivim lor, să nu fim de acord. Ați mai auzit oameni care se supără, nu? Normal nu e bine să fii supărat pentru nimic. E bine chiar să fii vesel. Fie că e sărac, să zic cum sunt eu, material. Înțelege? Fie că ai mașini, BMW și palate și aure pe la mâini, ideea e să fii tată, să nu te superi, să nu pui la inimă nimic, înțelege? Cu tomna asta e și scopul lui diavolul, să supere oamenii, să-i ațeze, să certe între ei. Deci asta nu vă gândiți că e de la voi. N-are cum să fie, să știți. Sunt lucrări ale întunericului, ale diavolului care coboară pământ, cu toate că voi nu-l vedeți, el e înăuntru vostru, e o forță
care controlează omul, până Dumnezeu nu îl iartă de păcatul respectiv, nu mărturisește păcatul și Dumnezeu îi scoate dracul din el, nu poate să facă omul la nimic. Dracul conduce până când va muri el, cum va ieși din trup. Ați mai auzit oameni care zic, mi-a venit draci. Deci Dumnezeu descoperă printr-un duh prin ei ce spirit are omul acela în el. Și ați văzut un om care are draci în el, cum arată, cum se strâmbă? Nu ați văzut? Nu, wow! E bine că atunci când vine draci printr-un om și sunteți la o luptă, că asta e o luptă, drăgeți, și un război. Adică omul de bună credință se luptă cu un om care are un spirit rău, atunci e mai recomandat să tăjeți din gură. Eu sunt pățit pe propria piele, de-aia? Am zis să mă duc să mai... Nu s-a ascult cuțitul, că e în defavoarea mea. Să mai... Îl știrbesc cu alea, că să nu mai taie. Înțelege? Adică vine dracul printre om, odată ți ia glanda și gata. Nu mai terminat, bulciu. Trebuie să știi cum să te lupți cu ăștia. Mai bine taci, înțelege? Până iese dracul să duce din el. Asta e problema cu... Mie îmi spunea unchiul meu în felul următor. Avea o nevastă care zice că era vrăjitoare, lucra cu draci și cu diavolul. E posibil că dracu are slujitori, înțelegeți pe om. Și acum ăsta pleca, el stătea în Bârla și pleca de la noi, de la Ciești. Și pe drum noaptea îi făcea asta fermece și ieșeau niște arătări, înțelegeți? În fața lui, el mergea cu bicicleta. Și de frica lui ăia, știi eu, demnat, posedat de ăla, se întorcea înapoi la femeia asta care îi făcea farmeci. Apoi stătea cu altă femeie pe acolo pe un caz și avea un, să zic, în fața casei așa, ca un hol, așa, și o masă cu trei picioare. Și se zice, ne povestea nouă, cum mergea masa noapte pe acolo, când se ducea încolo, când la stânga, când la dreapta, când se aprinde becurile, când se stingeau. Vedeți, astea sunt lucrările ale dracului, ale întunericului. Și oamenii, înțelegeți că totul ține de om, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru aici să facem noi ce e bun pe pământ, pentru binele blandete și al oamenilor, și să avem dragoste. Dar dacă oamenii urmează pe diavolul, atunci e ceva. Să înarmează, să taie, să bat, ăla să-i fure teritoriul lui ăla, ăla să-i fure bogății lui ăla, merg numai în întuneric, vai de capul lor. Și acum ce fac ei? O să ajungă să-i pună dracu să facă și un necaz așa de mare, că ei se pregătesc, acum au făcut arme de distrugere în masă, cu hidrogen, cu ăstea, să nu credeți că nu le folosesc. Hai să vă spun și adevărul despre lucrul acesta. Dumnezeu spune la cuvânt. Știți că a fost primul război mondial foarte... periculos, da, au murit foarte mulți oameni, da, a mai fost și al doilea război mondial. S-au bătut foarte mulți toca nebuni, să zic așa, din cauza la cinci nebuni, s-au bătut atâtea popoare. Că dacă ei aveau credință, toți, și conducătorilor erau nebuni, spunea, băi, noi nu ne batem cu aia și noi nu ne batem cu aia. Și rămâneau aia ca nebuni, nu se bătea nimeni. Dar ei acum merg după lege, să apărăm țara, să facem țara, să nu ne ia teritoriu, că pentru frații noștri, numai înșelăciuni de-a lui Dievul. Înțelegeți? Ca să distrugă. Și atunci oamenii fără credință în Dumnezeu se apucă ia armele și se bat ca nebunii unii pe alții. Și se distrug, bineînțeles. Acum Dumnezeu vorbește de un necaz. Zice, va fi un necaz așa de mare cum nici n-a fost și nici nu va mai fi. Și dacă n-ar scurta Dumnezeu zilele de necaz, nimeni n-ar scăpa. Acum să judecăm puțin, cu judecata care ne-a dat Domnul și cu priceperea Lui. A fost primul război mondial? A fost rău. A fost al doilea război mondial? A fost rău. Acum va veni un necaz cum nici n-a fost, nici va mai fi. Asta înseamnă distrugere în masă, arme nucleare, chimice, biologice, hidrogenuri și tot asta. Ca să vedeți și voi ce face diavolul pe pământ și să rămâie un cuvânt de la Gabriel adevărat, ca să știți ce aveți de făcut pe pământ.
În rest, vă doresc multă sănătate, venind la Domnul Iisus, că nu contează ce va fi pe pământ. Și trupul, dacă l-ar de noi, nicio problemă, că noi suntem vii, chiar când ești în trup. Înțelege? Noi să rămânem cu viața veșnică și cu Domnul Iisus, prieteni, și atunci viața este foarte frumoasă, înțelegeți? Orice s-ar întâmpla, trebuie să fii cu Domnul, ești fericit. Vii la Domnul, ești fericit, nu contează moarte. Adică, dacă zice să murim pentru Domnul, hai frate să murim pe rug, unde murim? Hai să murim aici. Înțelege? Așa zicea un înțelept, Domne, ce frumos e să mor. Păi dacă știam că e așa frumos, aș mai dori să mai mor o dată. Înțelege? Ce să vă mai zic eu, că v-am zis cam multe acum, despre lumina adevăr, lumina e cuvântul Dumnezeu, adevărul tot cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl punem în viață, în practică, în viața noastră, cuvântul Dumnezeu, avem viața și trupească și sufletească. În rest, să vă iubiți unii pe alții și să vă întoarceți la Domnul, pentru că Domnul e fericirea noastră. Și vă spun și alt lucru. Viața noastră depinde de Dumnezeu. Pentru că Domnul a zis, nici azi nu e ziua voastră, mâine nici atât. Așa că dacă, zice Domnul, dacă va voi Domnul și vom trăi, vom face cu tare sau cu tare lucru. Eu îl laud pe Domnul, a lui să fie slava și mărirea în veci, prin numele Domnului nostru Iisus, care ne-a adus lumină și înțelegere. Vă doresc sănătate, numai bine. Și la comentarii, dacă mai aveți ceva neclarități, cu ajutorul Domnului le vom lămuri pe toate. O seară bună și o viață liniștită. Mare atenție! Diavolul este instructor auto. Să nu ziceți că nu v-am spus. Numai bine!